Mai tare! Cum am fost proiectul în ordine de zi? Dau citire proiectelor. Sunt două proiecte, ședință extraordinară. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și a documentației tehnice pentru obiectivul reabilitare POR pe DN 11 km 129-131 peste râul Totuși, municipiul Onești, județul Bacău. Proiectul 2, proiect de hotărâre privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 39-1999 privind aprobarea inventarului cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. Pentru ambele proiecte este inițiator primarul Nicolae Gnatiu. Sunt observații la ordine de zi? Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se intră în ordinea de zi. La primul punct, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul reabilitare cu ori pe DN 11 129-131 peste râul Totuși, municipiul Onești, județul Bacău. Are cuvântul domnul primar pentru expunerea de motive. Vă mulțumesc, doamna președintă. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru obiectivul reabilitare pod pe DN 11 km 129 plus 831 peste râul Totuși, municipiul Onești, județul Bacău. Pentru asigurarea condițiilor de trafic în siguranță pe podul ce traversează râul Totuși pe DN 11 a fost elaborată de către proiectantul autorizat SECEPROD Proiect SRL Iași, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALI pentru investiția, reabilitare pod pe DN 11, km 129 plus 831 peste râul Totuși la Onești, județul Bacău. Documentație care stă la baza semnării contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrații Publice și Fondurilor Europene prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2. În acest sens, se supune aprobării dumneavoastră documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul menționat, actualizată la data de 24.05.2017, care trebuie aprobată împreună cu indicatorii tehnico-economici aferenți. Vă mulțumesc! Doamne și domn consilier, pentru asigurarea condițiilor de trafic în siguranță pe podul ce traversează râul Totuși pe DN 11 a fost elaborată de către proiectantul autorizat SECEPROD Proiect SRL Iași, DALI-ul reabilitare pod pe DN 11, km 129 plus 831 peste râul Totuși la Onești, județul Bacău. Documentație care stă la baza semnării contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2. În acest sens, se supun aprobării dumneavoastră următoare. Documentația tehnico-economică DALI elaborată de SECEPROD Proiect SRL Iași la data de 24.05.2017. Costul estimativ al investiției, inclusiv TVA, valoarea investiției 1.112.241,03, din care construcții montaj 7.1.860,31 lei. Sursele de finanțare vor fi suma de 7.740.836 lei cu TVA inclus, va fi suportată de la bugetul de stat și reprezintă 95,42% din valoarea totală, cheltuielile neramortizate. Suma de 371.405,03 lei, reprezentând 4,58% din valoarea totală, reprezintă cofinanțarea proiectului de către beneficiari. Cheltuielile conexe se vor suporta de la bugetul local. Durata de realizare a investiției 12 luni. Aplicarea, de asemenea, se aprobă și aplicarea la Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, pentru finanțarea investiției. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Avem discuții cu mărturia Consiliului? Mulțumesc! Am văzut că se invocă în expunerea de motive că această documentație a stat la baza PNDL-ului. Păi dacă acești indicatori au stat la baza finanțării acestui proiect, de ce trebuie să aprobăm din nou?
O să încep cu articolul 2 din acest proiect de hotărâre, care spune că se abrogă hotărârea Consiliului Local din numărul 51 din 30 martie. De fapt, aceasta este hotărârea care a stat la baza acestui PNDL. Sincer, iar nezăpăciți. Acolo sunt niște indicatori, aici sunt alți indicatori. În ordinul de la minister sunt aproximativ aceleași sume cu cele care ne le propuneți astăzi. Eu știu că ar fi trebuit să fie aceleași sume și în acel proiect de hotărâre privind SF-ul, ar fi trebuit să se respecte aceleași sume și în DALI, care nu sunt decât explicarea documentațiilor de intervenție și nimic altceva. Păi ce ne facem dacă din cele 1000 și ceva de proiecte care sunt finanțate de PNDL, toată lumea, după ce se aprobă aceste sume, toată lumea modifică indicatorii economici? Eu cred că acești indicatori au fost stabiliți și aprobat de minister așa cum am propus noi, dar de fapt nu știu ce am propus noi, că noi am propus una așa, minister a ajuns altceva și acum se încearcă să se încărpească, să se ajungă de fapt la aceiași indicatori. Eu n-am înțeles. Dacă puteți să-mi spuneți ce-i cu acea hotărâre care am dat-o inițial, de ce nu are legătură cu ordinul, de ce trebuie să aprobăm alți indicatori la DALI când ar trebui să fie aceiași și trebuie să mai aprobăm o dată alți indicatori după licitație, bănuiesc. Mulțumesc. N-a spus cu ei adresată întrebarea, dar încerc să vă satisfac eu curiozitățile, dacă nu are cine să vi le satisfac în general. Întrebările dumneavoastră au același caracter, care nu, oricum, câteodată chiar mă onorează pentru că vă și răspund la ele, pentru că îmi fac cinste. Am cui răspunde, adică teoretic am cui răspunde, că practic e diferență din ceea ce spune dumneavoastră între teorie și practică, și în ceea ce vă privește și actul administrativ în general. După cum știți, sau ar trebui să știți și dumneavoastră, acești indicatori tehnico-economici reiesc dintr-o documentație făcută de către un proiectant, nu de către primar. Primarul nu face documentații tehnico-economice și nici aparatul de specialitate al primăriei în cazul de față. Și apar anumite corelări care trebuie făcute între un material depus pentru finanțare și ceea ce urmează să se semneze. Această ședință de consiliu are acest caracter de excepție și avizarea acestui proiect în consecință, în caracter de excepție, pentru că conform unei adrese primite de la Ministerul Dezvoltării, ni s-a spus și ni s-a transmis, de fapt, ni s-a spus ceea ce trebuie să aprobăm, să facem aceste corelări. Vreau să vă reamintesc un lucru pe care l-am menționat și în alte ședințe de Consiliu Local. Toate nedumeririle tehnice pe care le aveți, le discutați în primul rând în comisii. Atunci când nu se întâlnesc comisiile, le discutați cu aparatul de specialitate. Dacă vreți, și aveți gândul bun, dacă vreți să vă vedeți la televizor, metoda este una simplă. Vă duceți la televizor, dați și niște bani, cum procedau alții înainte, fie că sunt de la bugetul local, fie că sunt bani proprii, și vă vedeți la televizor. Ori vă uitați numai dumneavoastră, ori se mai uită vreo 2-3, rezultatul este cam același. Dacă dumneavoastră solicitați astfel de lămuriri, crezând că puneți pe cineva într-o situație delicată, este exclus. Nici nu o să mă puteți pune vreodată într-o situație delicată, pentru că nu are cine să mă pună, în primul rând, ca să fiu foarte explicit. Și n-aveți destule argumente încă. Viața e lungă, mai puteți învăța și dumneavoastră și eu, și din actul administrativ și de experiența de viață în general. Dacă aveți anumite frustrări pe care vi le exprimați în spațiu public, puteți să o faceți și la televizor, dar în fața subsemnatului. În Batista. Dar nu mi-a răspuns la întrebare. Întrebarea era adresată tehnicului. Care a fost documentația care a stat la baza emiterii acelui ordin al Ministerului? Deci, care a fost documentația prin care s-a aprobat acest proiect? Pentru că, din ce văd eu, este o diferență de 20 de miliarde în două luni de zile. Dumneavoastră asta numiți ajustare făcută de același proiectant? Deci, în martie avem un SF cu 20 de miliarde mai mare. Acum veniți în mai cu alți indicatori tehnico-economici făcut de același proiectant cu 20 de miliarde mai puțin. Da, aștept o lucrire. Să-mi spuneți când terminați. Nu-mi dă, pot să-mi dau seama exact. Bun. Spuneți ceva acum, ceea ce n-a spus în prima parte a discuției, și anume că discuția este adresată tehnicului. Nu ați adresat-o nimănui, ați lansat-o în eter cu
cum se obișnuiește, și așteptați un răspuns de la care lor da. Eu mi-asum, să știți, răspunsuri și în cazul colegilor mei. Este o discuție pe care am avut-o chiar, cred că ieri sau la cu domnul secretar, pe subiectul ăsta. De unde a pornit acest proiect și de ce este ajustarea aceasta? Doamna Bordei aici și am invitat-o să fie, dar eu vă rog frumos să o invitați pe doamna Bordei, să-i transmiteți, să parcurgem al doilea proiect de hotărâre de Consiliu și dacă întrebarea este adresată compartimentului tehnic, eu doresc să satisfac această doleanță doamnei consilier Giacobbi și să răspundă doamna Bordei. Pentru a nu lăsa vreo confuzie că încerc eu să țin, să duc discuția sau situația într-o direcție sau alta și chiar nu este așa. Vă rog frumos să doamna Alice, o chemați pe doamna Bordei să-i răspundă. Deci, dumneavoastră, nu aveți un răspuns, o să concluzionez eu că ați făcut un SF de mântuială, că am dat o hotărâre de Consiliu, așa cum le dăm noi multe altele, că de fapt se rectifică alta, și acum aprobăm niște indicatori, după ce ați dat din burtă niște indicatori, că trebuie să bată cu cea de la Ministerul. Cam asta e concluzia. Eu vă înțeleg nevoia dumneavoastră și frustrările, uneori sunt chiar de înțeles, dar o să încerc să vă răspund mai puțin la frustrări. Domnule, mai putem să vorbim civilizat? Eu vorbesc foarte civilizat. Eu nu am niciun fel de frustrări. Cred că dumneavoastră aveți niște frustrări, pentru că sunt niște întrebări pertinente la care nu răspundeți. Putem să vorbim civilizat? Despre ce este vorba? Să lăsăm în acest proiect. Dumneavoastră vă manifestați în felul acesta mediu online. Nu știu, prinde la... Dar vis-a-vis de mine nu aveți cum să aveți o astfel de abordare. În primul rând că nu vă recomandă nimic să o aveți. Mulțumesc mult. Adică să nu transformăm totuși ședința într-o dispută de altă natură, pentru că nu este civilizat. Eu propun să trecem la proiectul numărul 2. Mergem și până acum și mergem la următorul. De ce să pierdem în zâmbă? Pentru că a venit doamna Bordei și a trebuit acțiile cuiva, care și data trecută la ultima ședință care a fost de Consiliul Local, s-a intervenit cu aceleași chestiuni. Și am spus, doamne, atunci, să nu fi îngrijorat, o să ajungă la Iergiu pe podul peste Trotuși. Dacă nu vom vota, dacă vom promova, că dacă insistăm tot timpul și găsim tot felul de găsirânții, și trebuie să știu o chestiune, să fac niște prezumții de preț prima dată, după care se intră în detaliu. Proiectantul a intrat în detaliu și a făcut 20 de miliarde de lei. Este foarte bine. Deci eu am întrebat la minister și să știți că am primit antre. Se pare că aveți un cui împotriva acestui proiect. Nu vezi podul peste tot, să facă cu banii. Deci pot să vă arăt adresa de la doamna Roxana Oprea de la minister care spune altceva. Nu cunosc pe Roxana Oprea, aia știu pe podul peste cei tot care... trebuie făcut pentru locuitorii municipiului Onești și să face cu bani guvernamental. Dar nu faceți să plecați din burtă și pe urmă faceți... Se pare că domnul Natiu care vorba mai mică, eu am mai mare. Așa că v-a ajutat foarte mult să înțelegeți că statul vine cu 95%, că se raportează la 100 de miliarde, la 85, la 95, se face acest pod în 20 de luni. Deci la anul viitor, pe vremea asta, o să circulați pe pod. Dacă insistăm să-i dăm drum. Vreau să completez puțin, mă scuzați, doamna președintă. Vreau să vă spun că documentația este depusă integral la Ministerul Dezvoltării. A venit o adresă din partea Ministerului Dezvoltării, tocmai cu această sugestie să supunem la voi, aprobării Consiliului Local, această ajustare a indicatorilor, pe lângă alte două avize care ne trebuiesc și ulterior se poate semna contractul de finanțare. Este vorba de o adresă din partea Inspectoratului Județean de Poliție, privind modul cum se va, o soluție de... a modului cum se va circula pe acest pod în perioada reparațiilor care vor avea loc, în timpul reparațiilor, pe de o parte, și încă un aviz de la Apele Române. Este discutată problema atât personal, am discutat-o atât la Inspectoratul Județean de Poliție, cât și de la Apele Române. Inspectoratul Județean de Poliție aștepta o clarificare de la proiectant, tehnică. Am făcut adresă către proiectant în acest sens să se grăbească cu clarificările către IPJ și lucrurile merg într-o direcție bună. Bineînțeles, ca în orice proiect apar modificări, zic eu, în sensul de a clarifica anumite aspecte și nu am nicio reținere că acest proiect nu va fi dus până la capăt. Mai sunt discuții. Zic că trebuie să fie o regulă și așa era o regulă, că la fiecare proiect care se pune pe urmă de zi, cel care este specialist din compartimentul respectiv și care poate să răspundă la anumite întrebări. Doamna consilieră a pus o întrebare, trebuie să răspundă primarul. Pentru că întrebarea strict de specialitate, nu?
Să fie prezentă pentru a răspunde... Haideți, doamna Manca, și răspundeți dumneavoastră să face inițiere să văd cu doamne Bordei. S-a votat prima hotărâre de Consiliu, s-a elaborat un deviz general cu suma care a fost aprobată. Ulterior s-au purtat discuții cu cei de la Ministerul Dezvoltării și cu cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, în care mi s-a propus să modificăm soluția tehnică, astfel încât valoarea să fie mult mai mică. Proiectantul a refăcut devizul general în purtând discuții cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași și cu Ministerul Dezvoltării și s-a ajuns la această sumă care o aprobăm noi acum. De aici rezultă diferența. Deci să înțelegem că este schimbată soluția tehnică. Este schimbată soluția tehnică, în urma discuțiilor și cu Ministerul și cu Direcția de Drumuri și Poduri. Deci proiectantul împreună cu cei de la Iași, cu Ministerul de Comun au acord, dar s-a ajuns soluția tehnică. S-a micșorat, era foarte mare și nu se putea finanța. Sunteți mulțumită de răspuns, doamna Rădi? Și ce documentație a fost depusă? Nu. Deci proiectantul a făcut în urma unei discuții a depus documentație. Cea care s-a aprobat-o dumneavoastră atunci. Era cu 20 miliarde mai mare. Și tocmai v-am explicat că s-a modificat ulterior... Fără să fie aprobată și a fost depusă la Minister fără să fie aprobată de Consiliul Local. Nu, tocmai mi s-a spus că documentația depusă nu poate fi depusă fără aprobare. A fost aceeași documentație cu indicatori tehnico-economici aprobate de Consiliul Local. Ulterior, Ministerul Dezvoltării, în urma discuțiilor purtate cu Regionala de Drumuri Iași, cu proiectantul, au propus o soluție tehnică de o valoare mai mică și în acest sens ne-au făcut și o adresă să schimbăm indicatorii tehnico-economici pe soluția agreată și de minister pe de o parte și regionala de drumuri Iași pe de o parte și de proiectant. Punct. Mai avem discuții pe marginea proiectului? Nu este nicio greșeală tehnică a niciunui azi din primărie. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Să trecem la proiectul de hotărâre numărul 2, proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 39/1999, privind aprobarea inventarului cu bunurile ce a scăpat domeniul public al municipiului Onești. Inițiator Nicolae Dumitru, primar. Vă mulțumesc, doamna președintă. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 39/1999, privind aprobarea inventarelor cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. Potrivit prevederilor legii numărul 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniul public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărârea Consiliului Local. Dacă nu sunt declarate prin lege bunurile de uz sau de interes public național, ori județean. Prin bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Onești, se numără și străzile și grădinițele din localitate, acestea figurând în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești, însușit prin HL numărul 39/1999, privind aprobarea inventarelor cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. La data intrării în vigoare acestui act normativ, nu au existat planuri cadastrale exacte și ca atare, lungimele și suprafețele aferente acestor bunuri au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordanțe între suprafețele reale ale imobilelor și cele menționate în documentație, de pentru care propun completarea și modificarea HL numărul 39/1999 privind aprobarea inventarelor cu bunurile ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Onești. Vă mulțumesc! În baza legii organice 213/1998, articolul unde la articolul 3 se reglementează de principiu că domeniul public este alcătuit din bunuri prevăzute la articolul 136 din Constituție, din bunuri stabilite în anexa la această lege și din oricare alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de unitățile administrative teritoriale prin modurile prevăzute de lege, precum și, având în vedere actele normative, precum legea 7/1996, legea 18/1991, legea 165/2013, articolele 36 alinea 5 litera C sau articolul 122 alinea 45, articolul 122 sau
articolul 45 aliniatul 1 din legea, toate aceste articole din legea 215/2001, precum și hotărârile 548/1999 și 1347/2001, precum și ordinul 700/2014, stau la baza justificării tehnice care prevede că, sau care constată că, obiectivul general constă în centralizarea bazelor de date de natură cadastrală prin integrarea diferitelor tipuri de documentație în cadrul unui sistem informatic cadastral al municipiului Onești, destinat evidenței și monitorizării imobilor aflate în administrarea municipiului Onești. În acesta se vor integra baze de date diferite la acest moment, precum cadastrul general al municipiului Onești, sistem informațional imobiliar editat și de construire a băncilor de date urbane, cadastrul spațiilor verzi, evidența electronică a registrului agricol, documente necesare implementării planului urbanistic general și alte tipuri de documente cadastrale. Lucrarea urmează a se executa etapizat în funcție de necesități și de disponibilul bugetar. Cărțile digitale vor fi realizate în format electronic, specific AutoCAD, pentru compatibilitate crescută cu bazele de date ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliare, iar baza de date specifică sistemului de informare geografică GIS va fi elaborată în format electronic, accesibil în mediul de operare Windows. Analizând HG 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și HG 1347/2712/2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău, s-a constatat faptul că imobile situate în intravilan, prinse în anexa 1 la prezentul raport, nu fac parte din domeniul public al statului sau din domeniul public al municipiului Onești. În acord cu prevederile legii 213/1998 și cu privire la criteriile pe baza cărora se constată folosința unui imobil de interes național sau local, în cazul de față avem de a face indubitabil cu imobile de interes local prin natura folosinței celor două grădinițe, numărul 1 și numărul 2, sau al unor străzi. Având în vedere faptul că imobilele cuprinse în anexa 1 la prezentul proiect de hotărâre se află în circuitul civil conform prevederilor legale în vigoare, compartimentul de cadastru propune spre aprobare măsuri. Două măsuri. Prima, atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești pentru imobile situate în intravilan, conform anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre. Și a doua măsură, deoarece măsurătorile efectuate au relevat diferențe între atributele unor imobile înscrise în HCL 39/1999, este necesară actualizarea pozițiilor numărul 181 și 183 aferente grădiniței numărul 12 din strada Percheului numărul 8 și grădiniței numărul 1 din strada Muncii numărul 8. Față de cele prezentate mai sus, propune Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim. Avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu sunt observații, eu supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dat fiind faptul că a fost ședință extraordinară, nu avem diverse pe ordinea de zi, ne mai fiind toate discuții, declară redusă durerea ședinței de astăzi, în urmă de săptămâna viitoare, cu altă ședință ordinară.